Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. Ne aflăm pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și am venit într-o vizită în Breaza, un oraș foarte drăguț, un oraș plăcut pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care îl vizitează. Și mi-a venit o idee că toți suntem în timpul nostru liber și cu câinele nostru companion. Astăzi voi exersa pentru voi cu câinele meu exercițiul de aport, dar nu tot exercițiul de aport, că practic exercițiul de aport înseamnă să aruncăm un obiect, după aceea să-l aruncăm din nou, câinele nostru să fugă după el și să-l aducă. Dar problema este cum îl aduce, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați scris acolo în secțiunea de comentarii că vă jucați cu câinele, îi aruncați jucăria și acesta nu vrea să o aducă. Cum facem câinele să o aducă? Vom învăța astăzi alături de Tipitip. Tipitip este un fox terrier cu păr neted. Opa! El este Tipitip. Un fox terrier cu păr neted care vă va ajuta pe voi astăzi să descoperiți ce tehnici puteți folosi pentru a învăța proprii câini să vă aducă obiectul de aport, jucăria cu care vreți să vă jucați. În condițiile acestea, Tipitip fiind un câine de vânătoare, îl vom folosi ca atare. Acest instinct este un instinct important, pe acesta se bazează de fapt exercițiul de aport și astăzi pentru voi tehnica pe care o vom folosi va fi de schimb, adică ia obiectul de aport, vine și facem schimbul cu mâncarea. Veți vedea cum funcționează. Îl las un pic liber pe Tipitip prin preajmă să facă un pic de mișcare și apoi ne vedem la exercițiu. În Breaza am ieșit cu câinele să mă plimb și pentru că întotdeauna când e vorba de plimbarea cu câinele, e bine să și lucrăm cu acesta, mi-a venit ideea să facem un pic de exercițiu de aport. Știu acolo în comentarii că foarte mulți dintre voi mi-ați spus că vă jucați cu câinii voștri, cu minge, cu obiecte de aport, dar aceștia nu le aduc înapoi atunci când vă doriți. Primul pas este să știți bine dacă aveți un câine aportor. În condițiile în care vă aflați oriunde pe stradă și nu aveți la dispoziție tot felul de obiecte special construite pentru a vă juca cu câinele sau a lucra cu el exerciții de aport, puteți să improvizați și să luați, așa cum am făcut eu aici, să luați un astfel de obiect. Ia uite, Tipi! Tipi! Iu! Un astfel de obiect. Ia! Fuga! Vedeți, este un con pe care câinele îl urmărește. Ia, Tipi, Tipi, ia să te văd, bravo, dă-mi, ia uite, dă-mi. Odată ce aveți acest con și vreți să construiți ceva în jurul acestui obiect de aport, acestei jucării, așa cum o vede câinele vostru, trebuie să știți un lucru. În primul rând, că odată ce câinele prinde prada, el vrea să se ducă într-o parte, să se joace singur cu ea și după aceea să o sfâșie, să tragă de ea. Tocmai de aceea câinii voștri acasă se duc, după ce și-au luat mingea sau și-au luat jucăria, se duc într-o parte, o pun între picioare și încep să o ronțe. Câinele care se joacă cu obiectul de aport, în general, este mânat de instinctul de vânătoare. Ce face animalul vânător, animalul de pradă? Se duce, prinde prada, face tot posibilul, concentrându-se, pândind,
să prindă prada, o prinde, se duce cu ea într-o parte și începe să o sfâșie. Asta este setarea speciei. În consecință, dacă voi vă jucați cu jucării cu câinii voștri și le aruncați jucăria și îi pleacă cu ea în altă parte, nu vă mai aduc înapoi, așa cum de altfel și spuneați acolo în secțiunea de comentarii, este timpul să vă apucați de construirea prin acest exercițiu. Învățați câinele să vină cu obiectul. Pentru a veni cu obiectul înapoi, câinele trebuie să considere că merită. Are ceva de câștigat în urma faptului că va aduce obiectul acesta înapoi, pe care în mod normal s-ar duce într-o parte și l-ar ronțăi. Are, dacă faceți așa cum mă voi juca eu cu tip-tip. Toată schema este să aveți la îndemână un pic de mâncare. O să iau de aici, dintr-un borcanel, niște pui. L-am pus în mod strategic aici să-l surprind pe câinele meu. Și veți face așa. Câinele își dorește obiectul. Voi face așa, ia tipii, îl bag în drive, în drive-ul acesta de vânătoare, mă mișc cu obiectul, îl arunc și după aia fac tot posibilul să-l conving, ia tipii, să-l conving, bravo, să-l aduc înapoi, apoi îi prezint recompensa. Dacă dintr-un motiv sau altul câinele nu se mai duce după jucărie și stă după obiectul, după mâncarea pe care o aveți în mână, vă ignorați câinele, nu-i dați nimic de mâncare și vă duceți să luați obiectul din nou și să vă jucați cu el. Când vede că aveți o jucărie cu care vă jucați, vrea să participe la acest joc și apoi puteți, bravo, și apoi puteți să faceți din nou acest schimb. Arătați-i că dacă vrea mâncarea din mână, trebuie să muncească un pic pentru ea și asta, bravo, și asta presupune să se ducă să facă schimbul. Deci eu i-am aruncat jucăria, bravo tipi, bravo. Deocamdată, mulțumiți-vă cu faptul că o aduce în apropiere pentru mâncarea pe care o aveți, bravo. Așa, iubiți. Bravo. Apoi, puțin câte puțin, deci, am jucăria, ia, aport. Deci mă folosesc de instinctul lui de aport, bravo băiați, ia, aport. Așa, iubitul. Băi, ce tare ești! Vedeți, fac schimbul cu el. El întotdeauna, un câine începător, întotdeauna va dori să vină repede cu... se duce pe instinct de aport, dar să vină repede să ia mâncarea. Deci e foarte posibil să vă lase jucăria la distanță. În condițiile în care face asta, vă duceți, luați jucăria înapoi, bravo! Bravo, bravo! Și bravo, mă, Viezrică, lasă! Așa, mă, copil. Vedeți că el deja s-a cam prins de schemă. Eu vreau să vă explic fazele, etapele de învățare a câinelui să facă asta. Însă, tip știe câte ceva despre această condiționare, pentru că altfel, ca orice prădător hărțuitor, s-ar fi dus după jucărie. Bravo, iubitul! Bravo! Și ar fi... O să mai repet o dată treaba asta. Da, bă, ce băiat deștept ești tu, mă, copil. Bravo. Hai, să te văd. Te văd, să te văd, să te văd. Iuuu. Rămâi pe loc, da? Bun. A, uitați-l. Instinctul de vânătoare îl îndeamnă să fie tare mândru de ceea ce poate face pentru jucăria asta. Dar astăzi, pentru că suntem la exercițiul de aport și cum putem să învățăm câinele să aducă obiectul pe care îl aruncăm, nu voi face alte exerciții drăguțe cu el, le vom face în celelalte clipuri care vor urma, bazându-ne pe obiectul de aport. El știe foarte multe lucruri să facă pentru jucăria asta, dar astăzi vom vorbi numai și numai despre cum facem schimbul, cum determinăm câinele să aducă obiectul de aport cu care ne jucăm, ca să câștige ceva în schimb. Este secretul unui exercițiu de calitate. De exemplu, dacă am învățat cât de cât să vină cu el, bravo, bravo, aport. Așa e viitul, bravo, bravo copil. Deci, dacă vine cu el și îl lasă undeva la distanță, vă duceți să luați obiectul.
Dacă știe cât de cât de această sugestie verbală de a se duce să ia obiectul la port. Bravo! La port, bravo! Dacă știe de această sugestie, dacă o lasă undeva la distanță, bravo băiat! Dacă o lasă undeva la distanță, îl îndemnați să o ia de acolo, da? Aport, așa, bravo, aport! Lasă, bravo! Bravo! Ia uite-te! Excelent! Deci schema este următoarea, aruncați obiectul, îl lăsați să vină cu el în apropiere și faceți schimbul. În acest joc, în această condiționare, în acest schimb, primul pas pentru a învăța câinele cum să facă lucrurile este să aruncați obiectul aproape și imediat cum pune gura pe el, să duceți repede mâna la gura lui și să îi prezentați mâncarea. De exemplu, cum fac eu acum, i-am aruncat-o aici, dacă nu ia, îl las un pic să facă asta, am pus mâna și dau recompensa. Așa se va prinde în următoarea etapă a învățării, se va prinde că, bravo băiat, se va prinde că dacă ține de obiect cu dinții și ajunge obiectul în mâna mea, atunci va câștiga. Deci creșteți un pic nivelul de dificultate și nu-l mai lăsați doar să vină cu el în apropiere, să-l lase jos, ci să vi-l dea în mână. Deci mai facem o dată. Observați? Bravo, unde e? Aport. Bravo băiat! Prin faza aceasta, prima dată, obiect jos, aproape să apuce să-l ridice de jos și să pună repede mâna până să-i dea drumul, să pună repede mâna de sub gura lui, exact așa, după care îi prezint recompensa. El va înțelege că mâncarea va fi câștigată numai dacă acest obiect ajunge la mine în mână. Și după ce s-a obișnuit să facă asta, că e foarte posibil dacă îl arunc să îl lase jos, atunci nu fac decât să-l aștept să, zicem așa, să gândească un pic, băi, cum să ajungă acest obiect la mine? Pentru că dacă l-am adus de acolo și l-am lăsat jos, nu se întâmplă nimic. Eu vreau să se întâmple, știu că pot câștiga acea mâncare din mână de la dresorul meu și atunci se va lega încă o dată de obiectul de aport, care de asta dată este aproape, și atunci puteți pune mâna de dedesubt sub bărbie să-i luați obiectul și să-i prezentați recompensa. Astfel, ca să ia recompensa din mână, bineînțeles, va lăsa obiectul din gură și puteți repeta în mod elegant cuvântul lasă. Da? Mai facem o dată aici aproape și după aia la distanță. Bravo, a venit. Dacă l-a lăsat jos, nu-i spun nimic, el îl ia din nou. Bravo, băiat! Eu reacționez din voce, îi spun că e foarte bun. Băiatul că s-a descurcat. Mai arunc o dată aici. Bravo, iubitul! Aport, bravo! Bravo, foarte bine! Dacă vrei să treci, treci. Cum? Da. Cătălin Cornea. Du-te și pe canalul de YouTube vei găsi dresaj canin profesional. Da. Așa se numește canalul. Da? Da. Da. Și uite, tocmai fac un clip pe care îl voi urca acolo. Da. Te-ai prins, nu? Da. Jmecherule. Bravo. Bun. Avem și admiratori aici în Breaza. Deci vom câștiga. Aport. Aport. Bravo, lasă. Excelent. Vom câștiga un nou subscriber, de asta sunt sigur. Revenind la exercițiul nostru, sigur că da, creștem nivelul de dificultate puțin câte puțin, de la simplu la complex. Presupunem că l-am învățat să vină cu obiectul de la distanță, să-l lasă în apropiere, apoi am trecut prin faza în care l-am învățat aici aproape să îl ia în gură și să ni-l lase în mână, după care legăm cele două momente, îi spun aport, arunc la distanță, vine cu el, bravo, aport, bravo băiat, ce băiat bun ești, ai văzut că te descurci, culcat, ai văzut că te descurci, ești tare. Deci vine cu el aproape, pun mâna pe obiect, îi spun eventual lasă și după care
îi dau recompensa. Bravo, o vrei, nu? Ia să vedem. Aport. Lasă. Bravo, mă, copilule. Deci îi spun bravo și pentru lasă, îi spun bravo și pentru faptul că îmi lasă obiectul în mână, adică îl ține în dinți până când îl iau eu de acolo. Hai să facem o urmărire, ia să vedem. Aport. Bravo, copil. Aport, lasă. Exact ăsta era exercițiul complet. Înțelegeți? După care, dacă vreți să combinați cu alte exerciții, se presupunem că le știe, puteți să faceți așa. El vrea obiectul, vrem să facem aport, facem așa. Ia, șez. Bravo, culcat. Bravo, pitic. Aport. Extraordinar, bravo. Lasă. Superb, superb. Bravo, ești cel mai tare. Ia, șez. Frumos. Aport. Bravo, copil. Cel mai tare. Lasă. Bine. O, ce deștept ești, mă. Măi, cum să fim așa deștept? Cum să fim așa deștept? Du-te, mă, de aici. Du-te, mă, că mă cer cu tine acum. Băi, băi, fiară. Băi, fiară, băi. Băi, dați-mă, mă, la o parte, că eu mă mănânc acum. E o fiară incomensurabilă. Aport. Bravo. Bravo. Lasă. Excelent. Și puteți, așa cum am făcut eu acum, să începeți să alternați. Când faceți exercițiu, acest exercițiu și spuneți lasă, nu-i dați nimic. Când faceți acest exercițiu, fuge după recompensă, după obiectul de aport și îi dați recompensa în schimb. El nu va mai ști în acel moment, nu va mai ști când primește și atunci va face exercițiul oricând. Se duce după obiectul de aport și apoi vi-l lasă. Ia, aport. Dacă observați, am o lesă retractabilă. Bravo, aport. Aport. Lasă. Băi, ce deștept ești. Bravo, mă. De data aceasta îi dau recompensă, da? Dacă observați, mă ajută foarte mult lesa de aceasta lungă, retractabilă, care are 8 metri. Mai puțin de 8 metri nu v-aș recomanda, dar această lesă de 8 metri mă ajută să dau libertate câinelui și să lucrez exact în mediul real. Mediul real, într-un asemenea context, face asocierile potrivite și învață câinele să se concentreze pe ceea ce îi cer cu maximum de atenție. După cum îl vedeți pe tipitip, ia să vedem. Ești gata? Mai facem. Este gata, mai facem o singură dată. Aport! Wow, ce tare ești! Bravo, tipi! Bravo, aport! Trebuie să-l iei de jos, aport! Bravo! Extraordinar ai fost! Cu aceasta închidem exercițiul nostru. Ne pregătim de finalul videoclipului nostru. Sper că vă este de folos ceea ce am exersat acum, dar nu înainte de a vă spune că dincolo de a face schimbul cu mâncare, puteți avea două obiecte. Două obiecte la schimb. Și atunci puteți face așa. De acest tip de exercițiu bazat pe două obiecte similare, vom vorbi într-un clip următor, dar vă fac introducerea acum ca să știți la ce ne așteptăm. De exemplu, arunc un obiect, el își va dori să fugă după acel obiect în loc să-l ronțăie deoparte. De ce? Pentru că întotdeauna câinele este curios ce am eu în mână și ce am eu în mână ar vrea să aibă el. Dacă ați observat între doi cățeluși, dacă îi dai unuia un os și dai și celuilalt un os, acela întotdeauna vrea să ia osul celuilalt cățeluș. Întotdeauna vrea să aibă ce are celălalt, pe asta ne batem și noi acum. Da? Deci, aport. Și când vine cu el, bravo băiat, îi spun lasă, aport. Bine, bravo băiat, lasă, aport. Acesta este schimbul, bravo băiat, lasă, șez, aport. Și să ajungeți voi prin intermediul acestui canal de YouTube, prin intermediul acestor detalii despre tehnica de dresaj și exemplificări reale cu câini,
mai mult sau mai puțin dresați, să vă jucați cu căței voștri acasă, să exersați și totodată să ajungeți la nivelul pe care vi-l doriți, așa cum îi vedeți pe câinii noștri din această poveste. El este tipitip. Stai frumos, frumos. Bravo! Aport! Iuhu! Bravo, băiat! Lasă! Cel mai tare din parcare, bravo! Culcat! Sunt Cătălin Cornea. Nu uitați, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lese este un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Noroc! Să ne vedem cu bine! Hai, fuga!